Între timp o rog pe colega mea, Claudia Chebar, că o vedescă pe, aici pe mini-scena aceasta noastră. Avem și o expoziție de carte cu subiectul acesta, s-a apropiat subiectului pe care l-a prezentat doamna Cristina Popescu și o rog pe Claudia să vină să prezinte puțin expoziția. Bună ziua și bine ați venit la Biblioteca Județeană cu această frumoasă ocazie. Este o mică parte din expoziția de la secția tehnică, sunt bibliotecar la secția tehnică și mi-am permis să aleg câteva titluri legate de aceste probleme actuale. Sunt, așa cum a spus și doamna profesor, abuzul emoțional, teama de atașament, stres, anxietate, sinucide, moarte, boală, durere, pentru că dacă eram la altă secție, probabil că vă prezentam și alte cărți. Ce să vă spun, am fost uimită să descoper că autorii acestor cărți sunt și de altă natură profesională, nu sunt numai medici sau psihoterapeuți sau terapeuți sau psihiatri. Avem cărți scrise și de către actori, de către experți în coaching, chiar de către o măicuță budistă, care este profesor rezident la o mănăstire și prezintă tot felul de probleme, dar și soluții la aceste probleme. Ideea este că trebuie să ne informăm, trebuie să ne facem curățenie în existența noastră, trebuie să îndepărtăm tot ce face rău, așa susțin și acești autori, și poate nu numai, trebuie să ne mulțumim și cu mai puțin și trebuie să ne facem o viață frumoasă pentru că este singura pe care o avem. Și atunci, autorii spun în mare parte că suntem ceea ce facem și de aceea trebuie să ne gândim un pic și eu vă poftesc și la lectură și nu numai pe dumneavoastră, ci și pe cititorii mei îi îndemn la așa ceva și să facem ceea ce ne face nouă bine. Să spunem și să susținem ceea ce ne face nouă bine. Vă mulțumesc! Să știți că nu degeaba se înființează filiale de biblioteci și în spitale. Eu chiar din 2013 tot am încercat la Spitalul Județean să găsesc o deschidere pentru a face o filială acolo. Mi s-a tot promis. Sper că la un moment dat o să și reușesc să deschid să deschidem o filială acolo. Vedem că astăzi a venit propunerea din partea domnului președinte al Camerei de Comerț să facem la un hotel. Facem și acolo o filială a bibliotecii. Important e să știe lumea de noi.